asta, care în materie de aerodinamică nu pot fi bănuiți că sunt nepricepuți, au stabilit că e o catastrofă jabulani. Deci nu pot să cred că s-a ajuns jabulani la NASA. E de NASA, sigur că da. Deci nu se pare că totuși am ajuns într-o lume... Păi ce să facă și specialiștii deci de la NASA dacă nu mai lansează rachete? Tu îți dai seama, vorbim despre o minge de fotbal cu care se joacă la Cupa Mondială și noi o testăm la NASA. Deci mi se pare totuși un pic exagerat. Bun, astea sunt secvențele. Repet, 11 stele, haideți să-l mai spunem o dată, pentru că e important. Steaua, teoretic, a semnat cu Latovlevici, practic vom vedea mâine. Mâine aflăm mai multe informații. Steaua a început cu Tătărușanu, Todorov, Gardoș, Abrudane, Megara, Dorel Stoica, Nicoliță, Răduț, Toha, Tănase, Bogdan Stancu. Și să vedem ce schimbări au mai fost făcute. Deci Martinovi și Păcurar în locurile lui Abrudan și Răduț. Emegara și Toha au ieșit, au intrat Filip și Surdu. Surdu care și-a marcat pe urmă. Exact. Și cam aici s-au oprit schimbările pentru moment. Și Steaua subțire numeric, Anda. Subțire numeric și exact de acest motiv insistă Pițurcă și spune că mai are nevoie. Hai să vedem acum golul. Am înțeles că acum ar urma golul lui Bănel. În câteva secunde urmează un super gol al lui Bănel Nicoliță, de care am tot auzit. Haideți să vedem Bănel Nicoliță marcând. Ăsta e Răduț. Răduț care încearcă să-i paseze lui Bogdan Stancu. Abrudan, clar. Abrudan, Todorov, despre care am auzit că nu s-a mișcat foarte bine. Bănel Nicoliță, iată golul. Oh, senzațional! Senzațional gol Bănel Nicoliță. Foarte frumoasă fază, nici nu-l bănuiai. Cristi Giambașu. Ce? Foarte frumos golul. De ce nu-l bănuiam? Că a dat